ca urmare a taberei interculturale, tabără de informare și pregătire intensă a unui număr de 120 de copii de etnie română din județul Brașov. Iată ultima activitate din cadrul proiectului, activitatea de premiere a acestor 120 de elevi care au participat la activitățile și acțiunile din cadrul proiectului. Practic vom premia copiii care au fost activi în cadrul taberelor, copiii care au fost activi în cadrul proiectului cu rechizite școlare, nouă produse. Aflându-le la început de an școlar, ne-am gândit că aceste nouă produse de rechizite școlare pot ajuta pe copiii din cadrul proiectului să învețe mai bine, să aibă tot ceea ce le trebuie la școală și indirect pe părinții care au avut sau vor avea cheltuieli pentru rechizite școlare. Mi s-a părut important să oferim un astfel de sprijin pentru copii și tot această activitate practic marchează închiderea și finalitatea proiectului Rom pentru România, prin care informăm încă o dată pe copii și pe părinți despre activitățile care au avut loc în cadrul proiectului și, bineînțeles, dacă ne-am atins obiectivele și indicatorii propuși, astăzi le vom spune oamenilor exact despre ce înseamnă proiectul și inițiativa Rom pentru România. Cu fiica mea, nu prea duc eu la evenimentele publice, nici pe Facebook nu apare. Consider că e alegerea ei dacă vrea să aibă o pagină de Facebook, cum va crește mare, de aia nu o vedeți pe fiica mea pe Facebook și nu o să o vedeți până nu face 18 ani, sau 15, sau 14. De ce le vedem noi practicați? Primul motiv este, bineînțeles, proiectul pe care îl avem noi, Rom pentru România. E un proiect drag nou, un proiect pe care îl implementăm din luna mai. Proiect care, pe lângă toate activitățile pe care le-am făcut, nu vă plictisesc cu ele. Cea mai importantă activitate mi se pare cea de azi. Pentru că noi am ales 120 de copii din județul Brașov, o parte mare de aici, din municipiul Făgăraș. Pe copii nu i-am ales la întâmplare. Au fost copii care merg la școală. Unii dintre ei învață mai bine, unii dintre ei învață mai puțin bine. Dar copiii voștri merită să fie premiați de fiecare dată când avem șansa asta. Alin, hai rog! Felicitări, băiete, bravo! Așa, mami, mai am Denisa. Deci, Ivașcu Alexandru nu e, nu? Rugăminte la voi. Sunt copii care au fost, sunt și vor fi premiați în felul ăsta doar de noi. Rugămintea mea la voi să-i aplaudăm din tot sufletul, pentru că nu mai ei știu prin ce trec în ultimele bănci ale clasei. Farcaș Alesia și Niculina și Nicula Elena. Ban Alexandru Marius și Ban Iulian Gheorghe. Două. Ia uite că da? Hai, bine. Tobias Ștefania Alina și Tobias Ioana Maria. Au primit. Colibat Andreea și Colibat Miruna. Drăguș Ana Maria